Cerșetoria este brățară de aur. Mai din mila domnului, mai din mila trecătorilor, fenomenul mâini întinse nu piere. Îi vedem la fiecare colț de stradă cu haine ponosite și o poveste cât să-ți miște banii din buzunar. Părăsiți de familie, bătrânii epocii de aur așteaptă să primească ceva lei din partea trecătorilor, care la final de zi se transformă în sute. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, șevracu! Mâna întinsă care spune o poveste primește și pomană. Îi vedem în fiecare zi oamenii străzi, demn de milă, care la final de zi strâng în buzunare sute de lei. Puțin sunt trecătorii care nu le pun în mână măcar un leu sau doi. Pe Coana Floarea, așa cum o știu severinenii, o găsim în fiecare seară la geamurile mașinilor. Nu a muncit niciodată, așa că acum, la onorabila vârstă de 60 de ani, trăiește din mila oamenilor care se încumetă să o ajute. Nu vor să vă dea, ia veniți! N-aveți unde să stați? Nu. Veniți în coasă, mai dăm silbe 5 lei. Nu înțeleg așa. Eu la o gază, la o verișoare. Ia, că nu mai am decât așa. Mergem ăsta, tati, să trecem imediat. Și să munceți? Nu pot, nu că așa. Ajutor social, nimic? N-am nimic, am fost eu la moarte, mi-a murit bărbatul, copilul. Păi ce faci, o străiți așa de pe zi pe alta? Păi ești cu ce știu că te fac. Coleg de meserie cu ea este un alt cerșetor din oraș. Zi de zi, bărbatul stă pe unde apucă și așteaptă ca cineva să-i pună bani în mâna întinsă. Are familie, însă după moartea mamei sale, rudele l-au abandonat. A muncit 24 de ani pentru ca acum, la bătrânețe, să trăiască din mila trecătorilor. Doarme pe unde apucă și mănâncă dacă se îndură cineva de el. N-am nicio șansă. În România de azi nu mai există cum era înainte. Nu ne-ai prins vremea aia. Eu am prins 24 de ani de muncă la CPD-ul, la șantierul naval și la uzina de vagoane. Și acum am ajuns. Sorul meu stă bine, mersi, 3 camere. Păi și cum nu te ajungi așa, dacă aveți vechime de muncă, aveți tot ce vă trebuie? Păi da, dar nu mă scoate la pensie. Că n-aveți vârsta? N-am vârsta. Mai îmi trebuie 10 ani. 10 ani. Păi și n-ați avut casă, nu știu cum mă gândesc. A vândut-o, mama mi-a dat banii de surul meu și am rămas pe drum. Mama a murit. Cerșetoria se sancționează cu amendă până la 1000 de lei. Puțin pentru un individ care câștigă într-o lună chiar și de 5 ori mai mult și care, oricum, nu plătește amenda. În conformitate cu legea 61/91, apelarea în mod repetat la mila publicului de către persoane apte de muncă, precum și determinarea la săvârșirea unei astfel de fapte, se sancționează cu amendă în quantum de la 100 la 500 de lei. De la începutul anului până în prezent, Poliția Locală a sancționat un număr de 29 de persoane care au săvârșit această contravenție, cuantumul total al amenzilor fiind de 2700 de lei. Deși cerșetoria este sancționată prin lege, iar autoritățile ne atrag atenția să nu mai aruncăm banii pe fereastră, afacerea se pare că merge încă foarte bine.